să nu încercați asta niciodată, că mi-a dat razum. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Eu sunt Danu și... Nu prea ai energie, așa, nu înțeleg de ce. Nu, că deja știu ce mă așteaptă și parcă... Da, nu prea are energie pentru clipul ăsta, trebuie din păcate. Mi-e rău deja, nici nu vreau să mă gândesc. La un videoclip pe care l-am făcut eu pe canal, un challenge, am fost provocat să mănânc două plicuri de boia de ardei iute. Dacă se fac 15.000 de like-uri, în 3 zile faci video, frate, când baci două plicuri din astea în gură. De fratele vostru aici. Și acum eu, ca să ridic ștafeta oleacă, am luat 4 plicuri și o să le pun în gură pe toate. O să încerc să le pun în gură, nu promit nimic că o să-mi iasă sau nu, că deja mi-e rău, numai când mă uit la ele și așa. Deci să vedem de care este. De ardei iute, frate, toate. Sunt de ardei iute. Se vede, stai. Boia ardei iute, se vede, da? Toate la fel. Deja mi-este rău. Sfatul meu este să nu încercați să faceți asta acasă, pentru că este destul de periculos și vă puteți arde, gen pe gât. Poți să te neci, poți să faci mai multe lucruri deodată. Stai în respirația să vezi ce o să fie. El trebuia să ia doar două, dar s-a dat zmeu și a luat 4. A zis că eu fac cu 4, că eu sunt jmechea. Cineva, cum ar veni. Hai să vedem cu 4, băieți. Apăsați butonul drag acolo pentru Danu să le bage pe toate 4. Pentru 4 din astea, nu zic 15.000, zic 30.000 de like-uri ca să vedeți cum... Deci dacă tu le iei pe toate 4, frate, le pui pe toate. Deci eu știu ce vreau de la tine. Nu neapărat să le înghiți, dar pentru că cum nu că poți. Mor, deci vreau mor așa, la urgență. Toate patru să le văd cum ar veni turnate. Fai, în gurița ta, înțeles? Nu știu cum să mă exprim, că pare puțin... Lasă așa, nu mai completa. Ați înțeles, voi, ați înțeles, oricum. Hai, frate, eu zic să-i dai drumul la treabă. Fai, desfă-le pe toate, frumos, prima dată. Uitați ce mimele frumoase am aici. Bine, jumătate din merele astea, vedeți că aici sunt merii. Voi vă explic așa, vă fac turul mărului până face Danu acolo. Vedeți că aici am mere, dar în partea asta nu mai e niciun măr. Au căzut de la ploaie și de la vânt. Au căzut de la ploaie și de la... Aici nu mai e niciun măr, le-am mâncat Danu pe toate, n-a apucat să... Nici n-au dat, deci s-a făcut floarea aia, am mâncat direct floarea. De la măr. Da, nu râd, zi la lumic, mereu când ne-ai mâncat 3-4. Au căzut, a fost furtuna cu două zile la mărășe și au căzut toate. Și drept. Acum, nu știu, jumătate de oră, nu știu cum este la voi vremea, dar a spart aici. Cum e, frate? Fai, leu! Eu cred... Deci deja mi-aduc aminte cum făceam data trecută pe la challenge-ul ăla, nu mai pot. Hai, să vedem. Bă, dar cum să le pun? Am eu o idee, frate. Aduc o pânlii și ții pânlii așa și o torn pe pânlii, frate. Ce părere ai? Nu? Da, frate. Hai să încercăm. Ține camera, faci un swipe de camera. Înainte să-mi fie rău pentru tot restul zilei, nu uitați de link-urile din descriere, aveți Instagram-ul și Facebook-ul acolo. Dați-mi un follow și acolo pentru că vă anunț că postez... Dați-i follow, dați like, uitați-vă că abia vorbești, parcă zici că îl duc la moarte. Băi, trebuie... Uite aici, deja simt și mirosul ăsta mai ales de la... Mi-e rău. Uite, frate, și cum facem, vezi, da? Ține o pâlnia și da, tu... Da, tu ții așa frumos. Da, aici. Cum să nu? Ca la vin, nu? Da, că... nu, e exact ca la vin. Ha. Păi hai, ține, ia fai, moarte aici. Ce mai îmi place. Bă, dar ia, nu poți să le pun așa pe toate și după aia să hai, pun... Hai, ba da, ha. Ia să vedem ca să și văd. Pune aici jos, mai jos. Stai. Ține acolo bine, da? Hai, gata, că nu trebuie să-l scurgi. Ce-mi place, băieți. Ta-na-na. Bă, acum miroase. Nu mai spune, te rog frumos. Da, parcă mai puțin ăsta. Cred că din fabrică s-a făcut puțin aici. Da. Stai așa. Ia. Fai, bă, Dani, dar n-am nicio șansă. Tași, mă, cum ținu. Ori ești ca lumea, ori nu respect lumea aici. Trebuie să te ții de provocare. Da, n-am zis că n-o fac, am zis că o fac, dar... Oricum ai întârziat cu ea, așa că merg 4 plicuri, dacă era după mine vreo 10 trebuie. Da, cum să nu. Ce să văd? Hai că... Gata, lasă-l. Gata, toate 4, da? Trece aici, te rog eu. Da, așa că vreau să văd dacă... Curge? Nu curge. Eu zic eu cum faci, o ții așa și bați în ea. Și zice fratele tău, curge 100%. Oricum, eu când mă duc camera acolo, trebuie să nu mai fie nimic când mă uit aici. Da, păi nu mi-e cap în gură. Nu mă interesează cum faci.
Ha! Dar nu-mi încape nu tot mă interesează pe mine cât nu țin cap sau țin cap. Hai frate. Bă, stai că am aici pus ceva pe inimă, n-am cum. Ai foc la inimă? Nu, chiar că focul ăsta ai după chiar, boia dar nu asta la inimă, inutii. Stomac, pe gât, pe tot esofagul. Dacă mai postează Dan o săptămână, îl găsiți la spital? O să postez din internare. Uitați pe Instagram, nu pe story, dacă vedeți vreo ceva de la spital, e clar. Nu încercați asta acasă încă o dată, vă zice fratele vostru, să nu încercați, că asta. E foarte periculoasă, adică în cantitatea asta... Chiar este foarte periculoasă, sper să nu pățești nimic, acum glum panorama, dar parcă mi-este și mie puțin așa de tine. Hai, dacă nu mai poți, frate, zici. Hai mă, că dacă scuturi așa, zic eu că o să... Ha! Băi, dar pune frumos aici. Da, da, nu. Așa frumos, așa și patinea. Simți ceva? Mhm. Ia. Toată. Eu văd aici, uite, se vede perfect pe cameră. Deci când nu se mai vede umbra asta, înseamnă că ai băgat-o pe toată. Vai de nevins vomit. Mai bag așa cu ăla. Așa. Bagă. Hello. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ce să-ți dau? Apa! Băi, ia uite la că la mine. Vai, mamă. Ia, băi, la ot. Vai, leu. Vino aici. Mamă, dacă miroase. Ai o țeală din aia, așa. Bă, dar ce m-am speriat, mă. Ai sărit în sus, așa, cu el, a explodat. Cum e, frate? Cum? Ce zine și nou? Ce simți? Povestește-mi ceva. Zine senzația, zine ce ai simțit, ce s-a întâmplat. Băi, ce fel simt? Veni să vomit. Simt așa în aer, mirosul ăla așa, știi? Când miroși un ardei iute și înțepător așa. Să nu încercați asta niciodată că mi-a dat la gână. Ho. Știi cât nu mai scăpea de gustul ăsta? Uite, până aici mă arde și fără niciun mișto. Asta e, frate, trebuia să o faci. Și care a fost treaba? Ai împins cu ăla așa și cred că ți-a căzut cum ar fi pe gât tot. Eu țineam cu limba. Nu mai să ducă, că ați văzut că dădea pe afară. Eu țineam cu limba, în momentul în care curgea, am văzut că curgea și da, pe lângă, am simțit. Da, îl opream. În momentul în care am apăsat cu ăla, mi s-a dus pe gât în jos. Și s-a terminat acolo când am simțit în gât, a venit să vomit instantaneu. Deci n-am făcut nimic ca voit, să zic așa, a fost o reacție 100% normală, naturală. Mi-a venit, deci n-a fost reacția mea făcută de mine, a fost ceva natural. Fără să vrei, n-ai putut să controlezi. Mai avea oricum foarte puțin de pus din el. Bă, ai încercat-o, ai făcut-o. De exemplu, un clip n-am zis, nu știu dacă am zis o mănânci sau ceva. Dar este imposibil, cred. Ce am, ești nebun, te duci la spital, îți vine rău, ești nebun la cap. Eu zic că provocare respectată, apreciați-l pe Dan acolo cu un like în forță. Eu zic că a făcut tot ce trebuie. Cât a depins de el, eu zic că s-a descurcat. Lăsați-mi în comentarii dacă credeți că m-am descurcat la provocarea asta. Și vreți să mai pun încă 5 plicuri, să fac 10 plicuri. Pa! Nu mai fac niciunul, mă, ești nebun la cap, pleacă. Te bași cu 10 plicuri. Deci 30.000 de like-uri și pui 10 plicuri. Nu. Bă, 30.000 de like-uri și pui 10 plicuri, frate. 100.000 de like-uri și nu pun nimic. Nu, 30.000 de like-uri și pui 10 plicuri. Bă, 10 plicuri, 30.000 de like-uri. Nu vezi că nu în cap, n-am cum. Ma, tu trebuie să faci într-un fel. De 10, 30.000 de like-uri, pune 10 plicuri din astea. O, m-a luat-o la așa nebunii, rămân, frații mei. Nu vă uitați în gura lui. Deci voi dați 30.000 de like-uri și fratele vostru vă promite aici pe cameră că îl convinge să facă. La fel ca data trecută. Deci eu îl conving să facă cu 10 plicuri dacă să strâng 30.000 de like-uri. Aveți încredere în mine. Nu fac.
Uite alea, ce-i pe mine și dădeam, acum mă pregăteam să mă șterg la gură așa. Îmi zvâgnește toată gura, nu mai pot, am numai iutele ăla în gură, mă pișc așa peste tot. Și vreau să mai și bag mâna în gură acum. Asta a fost așa ca o dovadă, ca să vedeți că o să mă țin de orice promisiune pe care o fac pe canal. Deci, cred că merit să apăsați pe butonul. Deci, cred că merit să apăsați pe butonul de like acolo, număr cât mai mare. Nici de cum a zis IBM să facem 30.000, că 30, nu mai fac nimic. 30.000 de like-uri și ori convinc. Aveți gata. Încredere în mine. Bine, bine. Știți. Cum sunt, bazați-vă da. Pe mine. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canal. Activați notificările pentru a fi primi atunci când postez videoclip nou. Vă pup și vă respect. Pa!